Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi am să vă vorbesc despre univers. Vom vedea ce este și cum s-a format universul. Opinia majoritară printre oamenii de știință în privința nașterii universului este aceea că acesta s-a format acum 13,7 miliarde de ani dintr-o explozie primordială, cunoscută sub numele de Big Bang. Această expansiune continuă și astăzi. Astronomii caută să descopere structura, comportamentul și evoluția materiei și energiei existente. Universul este infinit în spațiu și se presupune că are un final în timp. În privința a ceea ce a existat înaintea Big Bang-ului, fizicienii și astronomii nu au răspunsuri. Teoria Big Bang-ului susține că universul nostru își are începuturile într-un singur punct originar, de o densitate incredibil de mare, extraordinar de fierbinte, numit și singularitate. Oricât de straniu ar părea, teoria susține că toată materia existentă în univers a fost creată în momentul Big Bang-ului din acest punct originar, mai mic de miliarde de ori decât un proton. După ce materia a fost creată, universul și-a început expansiunea. În sprijinul acestei teorii stau observațiile astronomilor. Pe de o parte, s-a constatat că galaxiile observabile sunt într-o mișcare de depărtare de Calea Lactee, indicând un univers în expansiune. Pe de altă parte, există o radiație cosmică de fond, prezentă pretutindeni în univers, ce se consideră că a apărut imediat după Big Bang. Cadrul general al teoriei Big Bang se bazează pe teoria generală a relativității a lui Einstein și a fost stabilit de fizicianul rus Alexander Friedman. În 1929, astronomul american Edwin Hubble a descoperit că celelalte galaxii se depărtează de galaxia noastră. Acest lucru însemnând că aceste galaxii au fost apropiate în trecut. Atunci când a fost descoperită radiația cosmică de fond, în 1964, teoria Big Bang s-a cristalizat. Potrivit site-ului despreunivers.weebly.com, astronomii cred că în prima fracțiune de secundă de după explozie, universul s-a extins în proporții de milioane de ori mai mari decât starea inițială. Iar în următoarea fracțiune de secundă, extinderea a devenit mai înceată, aceasta răcindu-se și lăsând loc particulelor de materie să se formeze. Când universul a ajuns la prima sa secundă de existență, se presupune că atunci s-au format protonii, iar în următoarele 1000 de secunde a urmat era nucleosintezei, era în care s-au format nucleii de deuteriu și care este prezent în universul de acum. Tot în aceste 1000 de secunde s-au format și unii nuclei de litiu, beriliu și heliu. Când universul a ajuns la vârsta de 1 milion de ani, a ajuns să se răcească până la temperaturi de 3300 de grade Celsius, în medie, în care protonii și nucleii mai grei s-au format în urma nucleosintezei, putând apoi să se combine cu electronii, formând atomii. Înainte ca electronii să se combine cu nucleii, circulația radiațiilor prin spațiu era dificilă. Radiațiile în forma fotonilor nu puteau traversa spațiul fără a intra în coliziune cu electronii. Dar odată cu combinarea protonilor cu electronii, care au format hidrogenul, traversarea fotonilor a fost ușurată. Radiațiile în forma fotonilor au caracteristicile gazului. Din momentul în care radiațiile au fost eliberate, totul s-a răcit până la minus 270 de grade Celsius, numindu-se radiație cosmică de fond. Aceste radiații au fost detectate prima dată de către radiotelescoape și apoi de către sonda spațială COBE. Între anul 2 milioane și anul 4 milioane după Big Bang s-au format quasarii,
galaxii extrem de energetice. O populație de stele s-a format din gazul și praful interstelar, apoi s-au contractat în a forma galaxiile. Această primă populație se numește populația 1 și a fost formată aproape în întregime din hidrogen și heliu. Stelele formate au evoluat creând la rândul lor alte elemente mai grele, care au dus la fuziuni nucleare, explodând și formând supernovele. Mai târziu s-a format populația 2, din care face parte și Soarele nostru și conține elemente grele formate în istorie. Soarele nostru s-a format acum 5 miliarde de ani și se află la jumătatea vieții sale. Se presupune că viața Soarelui nostru este de aproximativ 11 miliarde de ani. Acum 4,6 miliarde de ani s-a format sistemul solar. Cea mai veche fosilă a unui organism viu datează de acum peste 3,5 miliarde de ani. Întreaga materie este organizată pe sisteme izolate, care nu fac niciun schimb cu exteriorul sau unul foarte redus, închise, care fac cu mediul lor numai schimb de energie, deschise, cum sunt celula, molecula, organismul, biosfera, universul, care fac schimb de substanță, energie și informație cu mediul în care se dezvoltă. La nivelul întregii materii din univers există o bază informațională. Informația care există pretutindeni este inerentă tuturor structurilor din univers și reprezintă o succesiune discretă și continuă de evenimente măsurabile, repartizabile în timp. Soluțiile evoluției sunt date de modele informaționale de organizare și funcționare a lumii. Un exemplu care ilustrează aceste modele îl constituie trecerile de la praful cosmic la aglomerările de praf cosmic, de la aglomerării de praf cosmic la formarea corpurilor cerești, de la corpuri cerești la găuri negre, care sunt o fantastică aglomerare de energie. Care sunt marile faze ale organizării în univers? 1. Evoluția nucleară, de la particule la atomi. Quarkurile se combină în nucleoni, formați din protoni și neutroni. De la timpul 10 la minus 35 la 10 la minus 32 de secunde, universul s-a umflat cu un factor de 10 la 50, era inflaționară. De la această eră până în zilele noastre, expansiunea sau volumul universului s-a mărit cu un factor de 10 la 9, adică de un miliard de ori. La 10 la minus 32 de secunde, forța tare, care asigură coeziunea nucleului atomic, se detașează de forța electroslabă, rezultată din fuziunea între forța electromagnetică și forța dezintegrării radioactive, iar universul măsoară cam 300 de metri de la un cap la altul, este întuneric absolut și temperaturii de neconceput. La 10 la minus 11 secunde s-au născut cele patru forțe fundamentale care interacționează: gravitația, forța electromagnetică, forța nucleară tare și forța dezintegrării. Fotonii nu mai pot fi confundați cu alte particule. Între 10 la minus 11 și 10 la minus 5 secunde, quarkurile se asociază neutroni și protoni. Cea mai mare parte a antiparticulelor dispar. Apar 5 populații de particule elementare: protoni, neutroni, electroni, fotoni și neutrini. Fenomenele se petrec la suprafața stelelor, în spațiul dintre stele, la temperaturi de 3000 de grade. Apare și se manifestă forța electromagnetică. După sute de milioane de ani, apare și se manifestă forța gravitațională, care determină formarea galaxiilor. 2. Evoluția chimică, de la atomi la molecule. Molecule simple se combină și apar molecule organice. Această evoluție se petrece în oceanul primitiv. Moleculele organice se organizează
și se dezvoltă în celule. Faza de dezvoltare se realizează în oceanul primitiv. Celulele se combină, evoluează și se organizează în plante și animale. Faza se petrece atât în oceanul primitiv, cât și pe continente. Se realizează astfel o fază importantă a evoluției biologice, care constă la trecerea, la dezvoltarea viului de la molecule la celule, la plante și la animale. 3. Evoluția antropologică. Expansiunea universului. Conform părerilor lui Stephen Hawking, universul a avut o evoluție foarte regulată, în conformitate cu anumite legi. Astăzi, oamenii de știință descriu universul în termenii a două teorii parțiale fundamentale: teoria generală a relativității și mecanica cuantică. Universul este spațiu-timp și este în expansiune continuă. Aceasta se demonstrează plecând de la teoria relativității generale, prin care se explică un fenomen curios. Spectrele galaxiilor îndepărtate prezintă un decalaj spre roșu, fenomen ce se produce atunci când sursa emițătoare este în mișcare în raport cu observatorul. Savantul Hubble a descoperit că aproape toate galaxiile se depărtează de noi, că mărimea deplasării nu este întâmplătoare, ci este proporțională cu distanța de la noi la galaxie, și că, deci, cu alte cuvinte, cu cât galaxia este mai depărtată, cu atât mai repede se depărtează de noi. Deci universul se extinde, distanțele dintre diferitele galaxii crescând continuu. Ceea ce știm este că universul se extinde cu 5 până la 10% la fiecare miliard de ani. Unele observații recente indică faptul că rata expansiunii universului nu scade, ci crește. Este foarte straniu, pentru că efectul materiei în spațiu, fie că are densitate mică, fie că are densitate mare, poate doar să încetinească expansiunea. La urma urmei, gravitația este atractivă. O expansiune cosmică accelerată este ceva în genul suflului unei explozii care sporește în loc să se disipeze după explozie. Ce forță ar putea fi responsabilă pentru a împinge tot mai rapid cosmosul către expansiune? Nimeni nu este încă sigur. Comportarea universului în epoca târzie, universul va continua să se extindă cu o rată mereu crescătoare, scria Stephen Hawking în cartea sa O mai scurtă istorie a timpului, apărută în 2007. Cauza expansiunii accelerate pare să fie din nou manifestarea caracterului repulsiv al gravitației. S-ar repeta astfel împrejurarea similară din trecutul universului, când acesta a trecut printr-o perioadă de dilatare gigantică. Forța care a determinat comportarea inflaționară a universului ar fi fost gravitația, care în acele condiții s-a manifestat repulsiv, creând o așa zisă presiune negativă. Fără expansiunea universului, nu s-ar fi putut forma nicio legătură stabilă, niciun sistem, nicio organizare a materiei, substanței, energiei, atomi, molecule, celule, stele, planete, galaxii. Cea mai mare parte din univers este organizată în corpuri distincte cu proprietăți diverse, cum sunt stelele și galaxiile. Stelele. Unele dintre corpurile cosmice sunt incandescente și emit lumină și căldură în spațiul înconjurător. Acestea sunt stelele. Ele se deosebesc prin dimensiuni, temperatură, culoare și luminozitate. Unele au temperaturi foarte mari, dar au luminozitate și dimensiuni reduse. Ele sunt numite pitice albe. Altele au dimensiuni uriașe și sunt numite gigante. Unele stele au densități atât de mari încât atracția lor nu permite luminii să se disperseze în spațiu și de aceea li se spune găuri negre. Găurile negre sunt obiecte cerești spre care este atrasă puternic materia din spațiul înconjurător datorită câmpului lor gravitațional foarte intens. Sunt considerate a fi starea finală în evoluția unor stele masive,
ale căror surse de energie termonucleară s-au terminat. Galaxiile. Stelele, împreună cu alte corpuri cosmice, sunt grupate în aglomerări imense, numite galaxii. După unele aprecieri, în univers ar exista peste 100 de miliarde de galaxii. Unele dintre ele sunt concentrate în anumite părți ale universului, formând roiuri de galaxii. Constelațiile. Noi vedem stelele grupate pe bolta cerească și acestor grupări li s-au spus constelații. Datorită formei acestor grupări, constelațiile au fost asemuite cu unele ființe sau obiecte și li s-au dat denumiri corespunzătoare. Datorită mișcării de revoluție a Pământului, în decursul unui an observăm Soarele proiectat în dreptul a 12 dintre constelații. Acestora li s-au spus constelații zodiacale. Considerând că poziția Soarelui în raport cu constelațiile ar influența soarta oamenilor din momentul nașterii lor, s-a elaborat horoscopul în încercarea de a prevedea viitorul. Dintre constelații, are o importanță aparte Carul Mic, deoarece conține steaua polară, care indică nordul în emisfera noastră. Corpurile reci din univers sunt grupate în jurul unor stele, constituind sisteme stelare, cum este sistemul solar. Materia neorganizată. În univers există mari cantități de materie care nu este organizată în corpuri distincte. Ea se află sub formă de praf și gaze dispersate în spațiul cosmic. Se poate constata o tendință de aglomerare a acestei materii neorganizate în imenși nori de materie ceva mai densă, cărora li se spune nebuloase. Ele apar ca pete mai luminoase pe bolta cerească. Sistemul solar este alcătuit din Soare și ansamblul de corpuri cerești legate de acesta prin forța gravitațională. Cele 8 planete, cei 162 de sateliți naturali ai acestora, 5 planete pitice și alte corpuri mai mici, care includ asteroizi, meteoriți, comete, praf, obiectele centurii Kuiper, etc. În centrul sistemului solar se află Soarele, iar obiectele cosmice specificate orbitează în general în jurul acestuia. Pluto a fost considerată cea de-a noua planetă a sistemului solar, până când Uniunea Astronomică Internațională i-a schimbat statutul pe 24 august 2006 din planetă în planetă pitică. În sens general, o stea împreună cu alte obiecte cerești ce gravitează în jurul său se numește sistem stelar, termenul solar referindu-se strict la steaua numită Soare. Revenind la momentul zero al formării Universului, teoria Big Bang nu explică ce s-a întâmplat înainte de Big Bang și nu poate face acest lucru. Acest fapt lasă loc de speculații, în special pentru apărătorii diferitelor religii cu vederi creaționiste. Chiar Papa Ioan Paul al II-lea a aderat la teoria Big Bang-ului, arătând că aceasta nu intră în contradicție cu credința creștină. Cine a numit această teorie Big Bang? În mod ironic, denumirea de Big Bang pentru această teorie cosmologică vine de la un adversar al acesteia, astronomul britanic Fred Hoyle, care în 1949, în cadrul unei emisiuni radiofonice, a luat în derâdere această teorie îndrăzneață pentru acel timp, teorie care explică nașterea Universului. Este Universul infinit? Deși este enorm, Universul nu poate fi infinit, ne spun oamenii de știință. Având un început determinabil și știindu-i rata de expansiune, știm sigur și cât de întins este. Marginea Universului se găsește la o distanță de 13,7 miliarde de ani ori viteza luminii, adică 300.000 de kilometri pe secundă, din punctul inițial.
ce este dincolo de marginea universului? Imposibil de spus. Știm ce nu este, spațiu și timp, care sunt caracteristici ale universului. Fiind parte a universului, chiar și dotați cu inteligență, suntem incapabili să gândim ceea ce este dincolo de univers. Dragi prieteni, atât despre acest subiect. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Până data viitoare, numai bine! Pe curând!